Ne puteți spune dacă ați discutat cumva și despre situația fostului deputat român Sebastian Ghiță și eventuale soluții pentru a grăbi procesul de extradare a acestuia în România, având în vedere că este cercetat în mai multe dosare și a trecut un an de când a fost localizat în Serbia? Nu am discutat, dar pe urmă am aflat că vreți să întrebați așa ceva și l-am întrebat pe domnul președinte, care mi-a spus că nu știe, dar cu siguranță lucrurile sunt pe făgașul normal, instanțele deliberează și se va da un verdict în această chestiune. Mai mult nu a putut să-mi spună, mai mult nu știu nici eu, nici nu cred că este treaba președinților personal să se ocupe de cei care fug de justiția română. Eu nu am prea multe date în acest sens, dar organele juridice se ocupă de această chestiune. Când domnul președinte mi-a pus această întrebare, am transmis-o mai departe ministrului Justiției din Serbia, astfel că noi vom primi în cursul acestei zile răspuns la această întrebare a dumneavoastră.